fost acolo, doar că nu s-a gândit că se putea să fie aglomerație și așa mi-a făcut o dublă surpriză. M-a dus și până acolo, doar că de această dată mi-a dat mult, mai mult, nu s-o înțeleg, e arhitectura în casă. Mai mult. A fost strată. Așa și atunci până în jur de oră și jumătate. Deci voi v-ați dus cu autobuzul până acolo? Nu, ne-am dus de această dată cu mașina. Aha, deci v-ați dus cu mașina și fiind foarte aglomerat, ai stat și ai studiat mai pe îndelete traseul și locațiile, nu? Foarte frumos, timp petrecut cu bunicul, știi? Cu bunici, știi că timpul ăsta se mai întoarce. Nu mai vine, adică e un timp de valoare, e un timp prețios chiar și în mașină dacă îl care nu valorează în primul rând, timpul nu înseamnă bani. Da, nu prea poți să-l cumpăr, e adevărat. Și se mai întoarce. Și de timpul cu persoanele dragi, cu atât mai mult e un timp extrem de prețios. Cine continuă, Teodora sau Justina? Aș vrea eu. Hai, Teo. Într-o scurtă plimbare prin pădure, împreună cu bunica mea, doar că mi-a plăcut foarte, foarte mult, mai ales pentru că de când a început pandemia, piața a fost la Bușteni și oricum vara asta, dacă v-am ținut în lumea, era foarte aglomerată, așa că a fost foarte, mie mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă nu am fost și nu știu ce. Unde e mai multă liniște, unde poate poți vorbi altfel, poți să-ți adun gândurile altfel, că poate e mai important decât dacă te duci într-un mall, să spune, ok, să zicem că din mall ți-ai cumpărat ceva. Da, da, nu întotdeauna e vorba despre a cumpăra lucruri, nu? Sau a dărui ceva, a dărui un obiect, a dărui ceva, dăruiești timp, pentru că e mult mai important să petreci timpul cu o persoană dragă, nu? Fără să cumperi ceva neapărat. Da, așa că nu mi se pare deloc un lucru nesemnificativ, din contră, e foarte important. Hai să auzi și pe Justina. Ia, Justina, amintirea ta cu bunici sau cu unul dintre bunici? Da. Am avut o amintire foarte frumoasă când am dus la școală, am avut o temă când eram mai mică, să-mi descriu bunici. Și nu știu neapărat să-i descriu în detaliu, așa că la descrierea cu bunicul m-am dus la bunica să-i cer ajutorul și m-a ajutat să-mi descriu cu bunicul. Mi l-a descris ea mai amuzant.